După cum v-ați dat seama, stimați prieteni și urmăritori a acestui podcast, avem astăzi un invitat care nu se dă ușor oprit. A atacat subiectul la baionete. Bine ați venit, domnule profesor Bogoslavievici. Bă, nu-i chiar așa numele, dar e o variantă. Dar uite, aici ai trei cărți casete. Bogoslavievici. Da, dar o să-ți spun eu și semantica numelui. 32 de litere pe Facebook sau câte? 31. Că și prenumele Vladimir Alexandru. Bogoslavievici. Vlieviciu, dacă era cu U la sfârșit, erau 32. Da, bine, dacă eram ca și Daicovici, dacă și el era Daicovici, inițiază cu Daicovici, da? Bine, eu, neoficial, îs Bogo. Bogo. Așa aici că... scrie Bogo și elevi. Da. Bogo și elevi. DJ Bogo, pentru că mixați informația culturală și istorică a Clujului cu noutățile care se întâmplă în urbe. Dicule, să știi că elevii acum de vreo 10 ani erau o formație sau un tip Digi Bobo. Asta zic. Și ei spuneau Digi Bogo. Ca să da. Cum avea vitez, da. Și numele tot de unde vine? Numele e sârbesc, vine de la tatăl meu. Deci tatăl meu a fost timișorean, bunicul meu timișorean, dar străbunicul meu, a cărui prenume îl port numai Vladimir, că Alexandru nu, venise din Mocrin, o comună sârbească astăzi, vis-a-vis de Teremia Mare, deci în Banatul Sârbesc, dar în perioada respectivă austro-ungară făcea parte din același stat, deci Austro-Ungaria. O comună ca și cu locuitori mixtă, șfabi și sârbi. În Serbia, dar acum și acolo șfabi, eu că am plecat, au rămas numai sârbi. Și mă, după semantica numelui, care ar însemna Dumnezeului Sava sau Sava lui Dumnezeu, Sfântul Sava la sârbi este un... cel mai important sfânt, se pare că ori strămoșii mei au fost preoți, ori foarte credincioși. Că numele se dădea după activitate, după poreclă, după locul de unde proveneai. Numele de familie apar ceva mai târziu. Da. Din partea mamei, numele Marian, mama e româncă de aici, din Gheș. Deci eu sunt mixaș din Cluj. Deci nevastă-mea din Zalău, tata din Timișoara, mama din Deși, mai o scrujă. Născut la Stanca. Bine, exact, la Dovic Stanca. Care Stanca, bine, din 1918-19 este spital. Asta a fost, că am intrat acum în pită, a fost o clădire, o proprietate a conților Rodoc, foarte bogați, și a avut și funcționalitatea de școală și de cămin de fete, cămin de băieți, clădirea. Sigur că ea a fost reamenajată, reactualizată de către marele medic Dominic Stanca, marele medic ginecolog, tatăl poetului Stanca, și stătea pe strada Reșița, acum nu mai spune Reșița, îmi scapă numele, acolo, cum e strada Pitești, o ia la dreapta, e labirintul, la lângă tribunal. Da, acolo. Stătea familia Stanca, de fapt urmașa ei, care urmașa familiei, deci moștenitoare, mai bine spus, Stanca, Rădulescu, poartă numele, culmea ironiei, a familiei, dar pe ea o cheamă Stanca, numele mic, Rădulescu, pentru că Rădulescu, care a dat nume stadionului CFR, Constantin doctor, Rădulescu, doctorul Rădulescu, a fost ginere. Stanca. Și tata lui Stanca, Burzo, care este avocat și nu știu dacă mai practică, absolvent al liceului Eminescu. Ea este urmașa. Probabil copiii, nu știu. Acum arbor lei genealogii, chiar că nu-l mai știu. La arbor nu umblă. Nu umblă la arbor. La clădiri. Da, la clădiri. Păi se vede că s-o umplu Clujul de clădiri. Bără, asta noi, da. Greu sunteți de oprit. De unde pasiunea asta? Mai să știi că asta m-am întrebat și eu, de unde profesor pasiunea. De istorie. Da, sunt profesor de istorie, dar te-ai referit la pasiunea de istoria Clujului. Să știi că acum vreo 10-15 ani, eu am copilărit în Piața Bator. Piața Bator, cunoscătorii știu unde se află, și este acolo o clădire mai veche, clădirea numită Spada. De fapt, tipul era italian, maghiarii spun Spada pentru că se pronunță, și el era cam maghiarizat. O rămas numai cu numele. Cum a rămas și eu cu numele sârbesc, că vorbesc limba română, așa era el cu numele italienesc și vorbea limba maghiară. Și mă tot împiedecam între ghilimele de adevăr, mă ridicam, mergeam mai departe ca toată lumea, dar m-am întrebat la un moment dat, mă, Nicule, mă, a cui o fi fost clădirea asta? Păi și-am întrebat foarte de asta, am pățit-o de enori. A cui a fost clădirea? Întrebam pe actual locatar. Habar n-avea. Dar asta în mai multe... Dar izolată, are căldură. Are căldură, e bine. Păi nu știu, știa tata, bunicul, nici ei nu știa cum.
Și până la urmă am aflat că ăsta a fost un constructor care este responsabil, cu ghilimelele de rigoare, a Bisericii cu Cocoș, de pe Calea Morților, da, a clădirii actualei Facultăți de Filologie, fosta școală Marianum, fosta școală de călugărițe catolice, dar la un moment dat intrau toate confesiune, școală de fete, că era segregație. Chiar până în anii 1950, fetele făceau școală separat de băieți, aia nu înseamnă că nu se sărea gardul, reciproc. Reciproc, reciproc, da, bineînțeles. Amiabil. Amiabil, amiabil, da. Deci, și uite-te așa, m-am mai dus prin oraș. Mă, stai mă puțin, eu sunt născut în Cluj. Sunt absolvent al Facultății de Istorie. Mă, și eu nu cunosc orașul ăsta. A, știam ce-i Floșterul, bineînțeles că orice tânăr știam de Ghebaru, știam mici istorioare, dar asta e treabă de suprafață. Și marea... Da, se mai întâmplă. Se mai întâmplă. Marea problemă e că nici astăzi istoria urbei noastre nu se predă nici la Facultatea de Istorie și nu am cunoștință de cauză dacă se predă la un... Eu am avut chiar ore opțional date de inspectorat, dar nu mi-ajunge oră, vezi cât vorbesc. Deci nu mi-ajunge. O ore de încălzire. Da, de încălzire, de încălzire, da. Și uite-te așa, zi de zi am aflat lucruri noi, am intrat în biblioteci, am studiat și astăzi mai aflu lucruri noi, pentru că nu există o istorie definitivă, întotdeauna aflăm lucruri noi, apar lucruri noi, pe care n-ai cum să le știi, dar dacă ai o mentalitate cu ghilimele de rigoare, de burete, cum am eu, îmi place să acumulez, să văd, sigur, mai afli și minciuni. La început am căzut în plasă ca cu istoria. Un fake news. Am luat și o plasă la început. Dar bineînțeles, mai ales istoria orală. Că omul are tendința de a supralicita unele fapte care le-a realizat. Legende. Mai ales bărbați. Armata, mă, ce-a făcut ăla? Când nu n-o fi făcut nimic. Alții, din potrivă, minimalizează, știi? Și atunci trebuie să fii foarte echilibrat să-ți dai seama. Că vorba aia, ca să fii puțin credibil, trebuie să minți puțin. Dar alții mi-i pierd pământul. Alții nu m-am minut. Și atunci, sigur că da, să știi că m-am ocupat și de istoria orală, am aflat și multe lucruri de acolo, bineînțeles, pe urmă le-am cântărit. Treaba asta, trombonul, am primit o plasă cu o moară. Ce, domne, aici a fost moara lui Gogol. A fost pe naiba, că nu a fost. Moara era cu 500 de metri mai acolo. În fine, moara Fodor. Am aflat până la urmă, da? Na, după un an, doi. Da. Bun, în fine. Asta este. Și am zis, mă, revelațiile, Nicule, îți vin așa treptat. Bine, este o treabă spontană și pe urmă se dezvoltă. Știi, ca un bulgăre care se face tot mai mare, tot mai mare. Și mi-am dat seama, mă, stai mă puțin, nu că pentru mine personal sau cine mici eu vorbesc bănățenești. În grai. Da, în grai bănățenești. Dar, mă, n-ar fi rău să cunosc oamenii. Mă, copii, elevii, mă, că zic așa, nu neapărat pentru cunoștințe istorice, dar le dă un sentiment de apartenență civică și o adevărată cultură civică. Pentru că mi-am dat seama, și acum sunt convins de lucrul acesta, cunoașterea urbei tale îți dă sentimentul de apartenență și este o cultură civică care dă, până la urmă, rezultatele unei adevărate societăți civile, ceea ce noi nu avem. Din păcate, responsabilizează. Dar, bineînțeles, îl responsabilizează, știe despre ce e vorba, poate participa la proiecte, nu ca acum toți se zic, stai puțin, că acolo a fost așa, acolo a fost așa, putem face așa, cunoaștem lucrurile din trecut. E mai mult treabă de cultură generală, pentru că la orele care le fac eu, din proprie inițiativă și din plăcere, ies cu elevii, ies din cotidian, din rigiditatea orelor de curs de la clasă și ei se simt mai bine. E așa un fel de istorie plimbată, știi, acum păstrând proporțiile, în adevăratul sens al cuvântului, este un spirit peripatetic. Filozofii în antichitate se plimbau și povesteau. Cu mățăcei, cu discipolii. Exact, cu discipolii. A, bine, acum eu nu, dar am zis că exagerez puțin. Dar prinde bine. Mulți copii care sunt acum maturi mulțumesc sau au recunoscut, acum nu toți, că nu toți sunt, hai să nu exagerăm, dar foarte mulți care sunt pasionați de treburile astea. Și rămân cu o cultură civică a orașului lor. Nu numai istorică, sigur, în cărțile mele aici, care o să poate o să le prezentăm, sunt multe date și istorice, numai condiția sine qua non, că-s de meserie. Dar esența este să aibă habar, să știe povestea frumoasă. Mie îmi place istoria să o prezint ca o poveste adevărată, frumoasă și
povestită. Că nu aiurea am pus numele acestei... O istorie povestită a Clujului în dialog cu Daniel Moșoiu de la Radio Cluj. Radio Cluj, da, amicul meu Daniel Moșoiu de la Radio Cluj. Acum, de ce am intitulat-o așa? Pentru că în urma 14 ore de emisie, stai puțin că aici s-a mai redus, că dacă se scria totul, era un tom. Istoria prin semantica numelui înseamnă și poveste și cercetare. Deci trebuie să o știi să o prezint. Nu statistică. Foarte multă lume și din băgate confrați de-a mei o prezintă ca o statistică. Sec. Pac. La ora Nicu cu Bogă au băut cafeaua la ora 7, au fost asistați de operator la ora 9, la ora 11 au ieșit, la ora 13... Asta nu e istorie. Bine, e statistică, face parte, știi? Băieții cu ochi albaștri, poate, care urmăresc. Îi salut din punctul ăsta de vedere. Bine, glumesc acum. Da. Da, știi că la bancul, nu-s ami de vis-a-vis, sunt ami de mei aici. Sunt ami de mei... Au fost și au rămas. Au fost. Să le dea Dumnezeu sănătate, nu e o problemă de asta. Deci și uite așa, știu unde am rămas, a venit acest apetit pentru istoria locală și el crește în intensitate și în diversitate, pentru că sunt, aici am o carte cu Clujul interbelic. Am avut și noi o perioadă interbelică aici la Cluj-Napoca, nu numai la București. Sau... Nu, am avut chiar o perioadă acolo, scriu și moda și restaurantele și meșteșugarii, unele cancanuri. O să le placă mai ales cancanurile unde erau instituțiile de plăceri, adică bordelurile. Aveam și de astea în Cluj-Napoca. Noi, clujenii, puritanii. Băi, știi că cineva mi-a zis să scriu de aspectul ăsta și zic că nu pot scrie pentru că reprezentanții acestei branșe sau reprezentantele mai trăiesc încă. Multe. Așa că nu mă bag în acest subiect. Da, au fost. Unde aveam așezămintele? Păi așezămintele astea. Acum, dacă începem ierarhic, cele cu ștaif, unde dădeai o sumă de bani, acolo era o prestație gen geisha japoneză, dar te și costa. Și tu nu erai samurai, o ăsta de rând, care era ronini, ăsta rătăcitor. Zici tu ceva, că în Japonia e teatrul ăla no. Și, noi, da, da. Și aici erau geișe, dar ele nu erau cu noi, erau cu no. No, asta e. Și era pe strada Inocente Micu, care se numea strada florilor, Viroguțo. Dar nu se numea flori, nu se flori, florile erau ele. Da. Unde-i Bulgacovul, mai rost, patru erau. Dar trebuie să mergem pe teren odată și ți le arăt. Ar fi frumos. Două funcționare. Bine, acum sunt restaurante. Bun, mai era... Deci astea erau chiar în centru. Erau scumpe. Pe urmă. De nivel mediu, din punct de vedere pecuniar, erau pe strada Cotului. Strada Cotului era situată unde e magazinul central. După Sora, acolo. Cotită. De la Cotita și Cotului, ea nu mai există. Și acolo erau, cum să zic, stabilimente. Cele mai de jos, acolo pot să spun, numai dacă chiar am ajuns la picanterii, până de uners, acolo era loc specific unde se vedea unde a fost casă de plăceri, pentru că clanța avea o formă de falus. Dar lumea nu și-a dat seama. Acum au schimbat clanța respectivă, că au pus termopane. Dar, serios, nu zic numărul să nu cumva să supărăm pe cineva, dar e treaba adevărată. Bun, acolo erau, cum să zic, și mai veneau de... pe cetățuie, acolo erau mai ieftine. Deci acolo erau florile, aici erau niște ghivece. Erau niște ghivece. Și pe cetățuie tufe, buxuri. Tufe, da. Și nu numai pe cetățuie, și lângă actualul bastion a Croitorilor, mai era și pe... În, multe. Da, păi erau. Păi, era un sport în general. Era obișnuit. Da. Acum nu știu cum e. Da, aici acum să zic un bag. Dar nu-i bani, e adevărat. Un bilet de film, filmele erau în mare vogă, apăruse cinematografele. Și un bilet la un cinematograf, mai de exemplu cinematograf Urio, ăsta unde era Muncitorescu, și Muncitorescu era locația unde este astăzi Facultatea de Psihologie și Pedagogie, pe strada Sindicată. Exact. Iar Colegiul Barițiu era unde este strada Barițiu, astăzi la numărul 24, Facultatea de Electronică. Și căminul barițiștilor era pe strada Horea la 52. Și ăștia cereau 5 lei să meargă la film. Și pedagogul, dar 5 lei era prestația și sus pe cetățuie. Îți dai seama la ce film mergeau? Mergeau la video chat. Da, și la vârsta de toți banii. Da. Deci erau treburi de astea. Bine, astea sunt picante, dar sunt adevărate.
Acum lăsând gluma, deci stai puțin că o doamnă nu avea ce căuta nesoțită pe stradă. Ce să intre seara în astea. Deci întotdeauna exista o etică profesională. Clujenii putici erau contrariați că aceste doamne racolau oamenii, bineînțeles, și sub influența lichidelor bachice, mergeau să-și acliențe. La baionetă. La baionetă, da, la baionetă, da. Deci astea, bine, astea sunt picanterii, dar sunt adevărate. Sigur, viața culturală a Clujului a fost extrem de efervescentă. Efervescentă. Că tot vorbeam de perioada. Da, ne referim de perioada interbelică. Marele doctor Haceganu, Benetato, Goia, mai mulți... Goia din comună de la noi, din Sohodol, de unde sunt eu. Moții, că vorbeam înainte despre moții. Moții și aportul. Dar moții, după... Acum să dăm niște indicii. La sfârșitul secolului XIX sau începutul secolului XX, numărul românilor în oraș era... Cluj avea cam 60.000, dacă erau 10.000 de români, dacă erau. Restul erau maghiar, germanii se împuținaseră. Hinterlandul, dacă vorbim de germani, deci teritoriul de lângă Cluj, multe sate erau românești, marea lor majoritate. Bine, erau și ungurești. Și, în general, strămoșii noștri se ocupau cu munca agrară. Din cele mai vechi timpuri. Da, acum, asta este adevărul. În Evul Mediu nu intrau în oraș pentru că erau de confesiune ortodoxă, confesiune, nu religie. Religia toată e creștină. Inițial aici erau numai catolici. Și intrau și români catolici. Numai dacă intrau români catolici, se știe, de exemplu, din documente, de exemplu, Fosecoș, Olah, adică românul Olar sau Sobo Olars, Olah, denumirea. Se cam maghiarizau sau germanizau pentru că, atenție, până în secolul XVI, la mijlocul secolului XVI, populația Clujului medieval, care își avea o suprafață cam de 45 de hectare, era constituită jumate german, jumate maghiar. Fele-fele, să vorbim așa. Dar inițial, Clujul, care nume înseamnă loc între dealuri. Cam așa ar veni, Clusul, Clusul Mare, mai multe Cluți în limba slavă este trecătoare, Cluse, Cluse în limba germană, tot genul ăsta, Coloș e un fel de vamă, tot trecătoare în limba maghiară, alții spun că ar fi fost o căpetenie maghiară, dovadă elocventă că s-ar putea să fie o ipoteză, există viabilă, Coloș Ocna, Coloș Var și Coloș Monoștor. Adică Ocna Clujului, orașul sau cetatea Clujului și mănăstirea. Și mănăstirea, pentru că primul Cluj cunoscut în 1173 sau 1213 era ăla, Cluj Mănăstur, s-a zis Calvaria. Dar Calvaria îi spune mai târziu, din secolul XIX. De ce? Pentru că s-a construit pe dealul respectiv, care este și un deal relief original, dar este și... sunt și adăugiri făcute de diversele generații. Este un fel de Via Dolorosa, drumul crucii cu cele 14 opriri, făcut, bineînțeles, de catolici. Și atunci clujenii din secolul XIX i-au dat denumirea de Calvarie. Da. Păi Calvar înseamnă căpățână, Golgotă. Căpățână, aici este drumul traducerea. Da. Păi da, acolo a fost mormântat Adam, răstignit Iisus să răscumpere păcatul strămoșesc sau original. Da, denumirea orașului, că și Napoca are iară o semantică extrem de viabilă, pentru că poate să provină de la o uniune de triburi Naparis dacică, e o presupunere, Napos, loc păduros, împădurit, pentru mult mai multe păduri și acum sunt. Sau Napo, care e loc umed. Cred că mai degrabă ăsta, pentru că, având în vedere că orașul nostru, să vorbesc puțin neacademic, e ca într-o căldare, aici a depresiune ca și Brașovul, concitadinii noștri reumatici ne pot confirma lucrul ăsta. Că aici este cel mai mare număr de reumatici. La Cluj și la Brașov. Păi da, datorită acestui fapt. Sunt un loc umed, loc între dealuri. Asta e. Fiind atâtea case cu flori, trebuia să fie loc cumva. Da, mă rog. Bun, legăturile, da. Bun. Și să-ți mai spun o treabă în acest sens, Clusum, Clusium este latina medievală, dar există două localități în Elveția cu denumirea asta și cu un areal extrem de asemănător, bine, la o altitudine mai mare, și un oraș în Franța, la Cluse. Orășel, bine, nu e de genul Marsilia, Nantes, Lyon,
Deci tot, și tot din limba latină vine treaba asta. Acum, ca să știm semantica numele, pentru că foarte multe denumiri poate dispar, o limbă se dezvoltă și nu știm. Dar toate au o semnificație, toate numele. Așa și orașul nostru care, bine, vorbim de Napoca. De Napoca mai puține lucruri se știu, sau de Daci. Pe acum, dacă vorbim, foarte cinstit, am vorbit cu Radu Ardevan, profesor universitar, care este specialist în asta, Napuca, Daci, că era cam unde-i Someșeniu. Dar acolo s-au găsit artefacte și necropole de celți și daci. Deci Napoca romană este aici, nu știm multe lucruri, multe vestigii sunt la Muzeul de Istorie, care e cam închis, închis și știm că, într-adevăr, aici a locuit o populație romanizată, pentru că să explicăm auditorului și celor care se uită, că a venit o populație romanizată, latinofonă. Nu că au venit romanii, daci și au ieșit poporul român. Hai să fim serioși. Asta e deja puierilă. Și ăștia, mulți au venit din sudul Dunării, traci romanizați, și alții spun celți, foarte mulți celți romanizați. Noi am avut aici foarte multe artefacte și necropole celtice în zona asta a Transilvaniei. Celții, o populație veche, nu mai există astăzi, care este purtătoare așa numitelor civilizații a fierului, Hallstatt și Laten. Deci foarte pricepuți. Mai nordici. Dar nu erau ei chiar atât de nordici, într-adevăr, erau și în Marea Britanie de astăzi, ca dovadă britonii erau, sau picții, scoții, erau și în Franța, zona Galii erau, da. Au fost și în zona Asiei Mici, deci s-au răspândit, sigur, a nu confunda cu germanii. Totdeauna când le povestesc copiilor, le zic de Asterix și Obelix, desenele animate sau filmele alea cu Alain Delon și Gérard Depardieu, sunt niște comedii cu substrat. Francezii au un simț al umorului deosebit. Câteodată ne deranjează dacă au o treabă care... Da, în fine, asta e altă treabă. Deci Clujul capătă statut de oraș medieval, dat foarte interesant de Carol Robert de Anjou. Noi pe Carol Robert de Anjou știm când a fost caftit de Basarab la Posada. Dar și Posada e un nume inventat de Nicolae Iorga, că nu se știe unde e. O posadă, e o trecere, 9-12 noiembrie. Știm asta dintr-un document numit Cronica Pictată de la Viena. Și acum să nu credem că strămoșii noștri erau cu căciulțe, cu țărani, luptând cu... Nu, domnule, boierimea română era echipată exact ca și cavalerii feudali, cu nimic mai prejos. Ca și astăzi, bogații români nu diferă de bogații din alte țări. Tot bogați. Păi da, să fim serioși. Tot aveau statutul ăsta. Vezi mormintele descoperite la Mănăstirea Cozia, unde clar unul dintre locatari, cu ghilimele de rigoare, are o armură ultramodernă. Ce folosește? Acum la nu mai folosește, la ce o folosit. Bun, Clujul capătă 19 august statutul de oraș, oraș liber. Că dacă mergi prin oraș și te uiți, de exemplu, în piața muzeului, pe obeliscul ăla, vezi cele trei turnuri, vezi pe primărie, pe clădirea fostei primării din actuala Piața Unirii, la numărul 1, sau pe strada Eroilor numărul 1. Fostul sediu a primăriei, prima de fapt primărie. Acolo mai este o stemă cu trei turnuri, este o casă în piața Mai Viteazul cu trei turnuri, este o lojă cu trei turnuri la Teatrul Național și mai sunt, dar n-are rost să le enumer. Asta semnifica oraș liber, nu trei Clujuri. Că într-adevăr că la un moment dat era Clujul cetate, care corespundea pieței muzeului de astăzi, Clujul sat, care corespundea pieței Unirii de astăzi, și Clujul mănășturi. Dar astea trei turnuri, care erau situate exact unde strada Matei Corvin sau Matia Corvin se îngustează și se, pe urmă se lărgește piața unde sunt acum o serie de terase. Acolo era poarta. Că dacă te duci în dreapta, în sediul actualei Universități Maghiare Sapienția, se vede zidul. Zidul care mărginea Clujul ăla de 7 hectare. Că ce se întâmplă? Un Clujul ăla de 7 hectare se va constitui cam în secolul XIII, a doua jumătate. Pentru că aici au venit frații tătari, mongolii, praf au făcut totul. Frații, cu ghilimele de rigoare. Și atunci, sigur că a fost depopulată această zonă. Un prinț, ulterior rege al Magariei, Ișvan al V-lea sau Ștefan al V-lea, a dus populație germanofonă.
căreia noi spunem sași, dar nu toți veneau din zona Saxoniei, dar aveau privilegiile și drepturile saxonilor. Și atunci, generic sași, Bistrița, Brașov, Sighișoara, Sighișoara, mei de toate. Și a avut și Cluj. Clujul făcea parte din Siebenburgen, cele șapte orașe. Numai Cluj a avut o treabă. În celelalte orașe germane, germanofone, nu intrau decât noi doi cevele. În Cluj a fost mai permisibil. Deci a fost mai cosmopolit. Și eu asta vreau să relev întotdeauna, multiculturalitatea Clujului, multietniile Clujului, imediat o să spun, multiconfesionalitatea. Pentru că aici în Cluj, pe lângă germani, maghiari, au mai fost, de exemplu, slovaci. Deci e tot uțo. Tot. Sau tăuți. 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 Unii spun că erau de origine, nu. Ăștia au fost slovaci. Tăuți. Și ăștia. Deci denumirile respective. Păi sunt maghiari care cheamă tot, dar nu știe ce înseamnă. Dar, în fine, asta e altă treabă. Semantica numelui. Bun, asta ține parte de cultură. Și atunci Clujul a fost mai permisibil. La un moment dat au existat astea două. Dar vezi religia ce rol joacă. Un lucru paradoxal să spun acum. Francis Hertel, care îi spunem noi reformatorul unitarienilor, numele său real, pentru că a nu se confunda cu Hertel, ăsta e Francis David și îl chema Hertel. Era german, părinții săi aveau casă pe actuala stradă Regele Ferdinand la numărul 19, nu casa asta, că unul trece, domn profesor, ce casă? Mă, stai mă, că nu asta meu, mă, pe locația aia mea. Iar mama s-a fost maghiară. Dar el a scris în limba maghiară, ca și Hertel, eu să vorbim de Caspar Hertel, care era german, și a trecut la o nouă confesiune, unitarianism. Și aici e foarte interesant, că unitarienii nu prea recunosc. El, la un moment dat, când s-a permis la Turda în 1568 o dietă de la Turda, de a zis toate cele patru confesiuni recepte, admise. Atenție, ortodoxii români erau tolerați. Care erau cele? Catolic, reformat, care era calvin, luteran și unitarian. Ce a zis el? Dom'le, va avea loc parusia. Iisus va veni la Cluj. Sol cap o piatră. Da. Și, exact, pe piatră. Da, fii atent. Piatra unde era? Unde aia era calea Turzii sau poarta Turzii. Unde este strada universității. Multă lume crede că pe calea Turzii. Nu! Pe care atunci e altceva, da, altă treabă. Da, îți benzinările. Noile flori. Da, dar nu asta. Deci, acolo au avut... Și pietrele alea sunt circum... pietre care sunt pe feleac. Au acele... făcute de mama natură. Cum să zic, geometric, rotunde și de alte forme geometrice. Da, și acolo au fost acestea. Da. Și atunci vine el și spune, domnule, Iisus nu e Dumnezeu și nu are aceeași natură ca Dumnezeu. Asta este reforma. Este un om deosebit. Ce se întâmplă? Clujul, la un moment dat, dar lumea nu știe, devine unitarian. Nemții care erau luterani cam pleacă sau se maghiarizează. Și atunci începe, în secolul XVI, a doua jumătate, Clujul să devină preponderent maghiar. Deci, din punct de vedere etnic și religios, că pe vremea respectivă nu conta etnia. Conta, domnule, sunt orășan, sunt negustor, sunt meșteșugar, sunt nobil, sunt țăran liber sau țăran dependent de confesiune. Catolic era number one of course the nation. Mai târziu, când apar reformații la fel, ortodox tu ești tolerat. Ai biserică în oraș, nu, n-ai ce căuta în oraș. Extramuros. Extramuros. Și de-aia strămoșii noștri intră mult mai târziu în oraș, prima biserică. Dar așa au fost extramuros de pe actuala stradă Bisericii Ortodoxe. Este făcută la sfârșit de secol XVIII, 1796. Preotul Fulea, corespondentul numelui cântărețului de muzică populară. Nu știu, eu nu-ți pot să cum îl cheamă. Ionuț Fulea. De asta era Ilie Fulea și era un preot care a făcut prima slujbă în limba română de Crăciun, în 1796. Pe urmă vine Biserica Bob, greco-catolică. Dar atenție, românii, multă lume în tradiție crede că Mănășturul era cel mai puternic centru al românilor. Nu, la început, în secolul XVI, era Someșeniu. Asta ne spune un șeful gărzii personale al lui Ioan Sigismund, sau Ianu Sigismund, și spune clar de cartiere cum erau maghiari, germani. Someșeniu avea populație, de asta în secolul Giovanni Andreea Gromo, așa îl chema pe tip, dar nu cred că relevă numele său, ci ceea ce spune. Și ulterior Mănășturul, sigur că da,
Dar, atenție, chiar acum am fost la respințirea unei biserici și am vorbit cu amici, prietenii mei de acolo, preoți, dar am spus mai degeaba, am încercat, bine, au fi fost acolo biserică ortodoxă, dar ce să știe, mai mult să știe de biserica greco-catolică. Asta. Pentru că românii din partea asta a Ardealului, în mare măsură și mare proporție, erau greco-catolici. Da, asta este. Și atunci, apropo de, ți-am zis treaba asta, Clujul, ne întoarcem la Carol Robert, oraș liber. Și nemții ăștia pun un zid de un kilometru de piatră. Înainte au fost tot felul de palisade, foarte important. Și un alt tip care va contribui la dezvoltarea Clujului a fost fiul său, Ludovic de Anjou, care dă blazonul Clujului, alea trei turnuri. Conta foarte mult să ai blazon, etichetă, nu avea, și orice nobil avea, nu știu dacă vezi filmele astea vechi, în care avea ori un trandafir, ori un animal, ori, dar conta foarte mult, heraldica. Și heralzii care anunțau, de exemplu, turnirurile, ăia știau fiecare familie. Pentru că, de exemplu, la o căsătorie, două familii nobiliare, se ură, sigur că da. Și Clujul avea aceste trei turnuri. Și biserica reformată de pe nobililor, acolo se află multe blazoane de astea. Da, acolo este cea mai mare colecție de blazoane din Transilvania, cred că din România. Boierii români nu prea aveau blazoane, aveau și ei, dar mai puțin, dar nu s-au păstrat. Aia inițial a fost biserică catolică a fraților minoriți și se spune biserica lui Matia, pentru că el a dat banii și a știut, se știe, de arhitect, de constructor, de călugărul Ioan, atâta știm, care a lucrat și la Alba Iulia și el s-a ocupat de construcția acestei biserici. Pe urmă, ea a fost făcută în 30 de ani, pentru că avea subsidii regale. Biserica Sfântul Mihail i-a trebuit 150 de ani, că au făcut-o clujenii. Deci, mai, totdeauna problema banilor a contat. Deci nu numai acum. Stat sau privat. Da. Deci acum se spun de Ludovic de Anjou și pe urmă împărat, rege împărat, Sigismund de Luxemburg. De ce rege împărat? Că ăsta a fost rege al Ungariei. Vezi, în Evul Mediu cum erau lucrurile, aveau mai multe titluri. Rege al Boemiei, al Cehii și împărat al Sfântului Imperiu Roman de Neam Germanie. Actuala Germanie, care era divizată în vreo 300 de stătulețe. Fiecare cu... Și ăsta, că asta se vede pe stema de intrare pe blazonul la Biserica Sfântul Mihail. Acolo sunt stemele Boemiei, Cehii și a Imperiului Roman-German, care e ciuntit. De ce? Pentru că Clujul, la un moment dat, își pierde statutul de oraș liber în urma răscolei de la Bobâna, care nu știm, răscolă țărănească, nu o fac numai țărănească, și mijnobii și meșteșugari, dar istoriografia comunistă ne-o face... Dar nu e asta adevărul. Și ăștia au participat, au luptat. Și atunci au venit nobilii voivodul, ce gata, voi nu mai aveți statutul de oraș liber. Statutul de oraș liber conta foarte mult. Făceai comerț fără restricții, fără impozite. La început, dacă erai oraș liber în toată Transilvania, iar când a fost oraș liber, regesc, cum să zic, privilegiul dat de acest Sigismund de Luxemburg în 1405, făceai în tot regatul maghiar. Asta erau niște extraordinari la câștig. Bă, și le ia treaba asta. Certificatul verde. Certificatul verde. Le ia treaba, e... Și se vede că e ciuntită acolo asta. De ce? Pentru că la insistența lui Iancu de Hunedoara, Hunea Dianoș, regele Vladislav le redă înapoi privilegiu și treaba asta s-a întâmplat în 29 septembrie, când în confesiunea romano-catolică este Sfântul Mihail și Gavril, la ei 29 septembrie. Că văd foarte mult ce soldat în 8 noiembrie, bă, aia la noi! Și cu Sfântul Ștefan. Da. Și ăla e ciutit, de-aia e ciutit. Iancu de Hunedoara sau Hunea Dianu? Păi acum tot același lucru este. El, dar oricum el a fost român, dar era catolic. Deci, altfel, după mamă. Păi da, după, nu, da, nu. Bine, ăsta la altă. Deci aici e o problemă cu nașterea lui Matia. Îi spune Matia, în mod normal, că în etimologia catolică și în, cum să zic, în onomastica lor nu există Matei. Și Matia este înlocuitorul lui Iuda. E, după ce se spune, între și Matei 12. Este evanghelistul, da. Să-mi spună timpul, că văd că eu cum vorbesc, că nu mai am noțiunea timpului, că zboară pentru mine. Și s-a născut, dar nu e casa lui unde s-a născut, este casa unui sas foarte bogat, numit Mehfi. Și de ce s-a născut acolo? În general, Clujul era constituit în perioada de secol XV
case de lemn, marea majoritate. Asta era de piatră. Asta era un viticultor foarte bogat. Și acum că venind tradiția, drumul de la Sălaj, Erzemețila, i-am prins o durerile facere. Mai e așa. Care-i treaba? Iancu de Bunedoara era într-un conflict cu nobilimea transilvană. Pentru că el la un moment dat are o poziție privilegiată, va ajunge și guvernator, că nu întâmplător Matia Corvin a ajuns rege. Și atunci, ca să-și pune la adăvost soția, s-a dus-o în Cluj, pentru că clujenii aveau alianță. În general, suveranii sprijineau orașele, pentru că orașele erau centrele emergente ale nu numai civilizației, dar și a economiei și aduceau bani. Ăștelalți aveau o economie învechită și la rândul lor orășenii sprijineau regalitatea pentru că ăștia îi protejau de mari nobili, care dădeau cu japca la drum al mare, tâlhar la drum al mare, nobilul. Te duceai la Dăbâca, drumul de Dăbâca, venea cu gașca lui, lua tot, unde, gata, ce crezi că mai îi dădea autorizație, da. Deci în istorie, roata... Da, asta unele lucruri sunt aici, a? Vă invit și vă îndemn să vă procurați cărțile astea. Îi scrieți un mesaj pe Facebook domnului profesor. Da, cel mai bine. Numele este unic. Dacă doriți, dar sunt din timp să mă anunțați că tirajul nu e atât de mare, tirajul că n-am atâția bani. Încă. Încă, da, bine. Și dacă, mulțumesc de... dacă veniți prin Cluj, să vă înscrieți într-un tur ghidat. Faceți tururi ghidate ale orașului. Bine, nu întotdeauna. Și nu depinde întotdeauna, cui. Da. Depinde cui. Da. Și când o să mergeți într-un tur ghidat prin oraș, o să vă luați un tricou frumos de la Skullware, de la sponsorii noștri. Da. Vă rog. Mulțumesc foarte frumos. Pe cu el o să mă duc. Dar cred că vara, că acum nu pot. Hai să vedem ce are pe piept, să vedem ajută sau nu ajută. Da, da, e bun. E bun, cred că intră pe mine. Da, acum nu știu chiar vrăjitor, da. Wizard, dar nu, în fine. Un pic sunteți. Un pic, da. Am stat o oră de vorbă cu vrăjitorul. Da. Cu vrăjitorul istoriei orale și nu numai a Clujului, domnul profesor Bogo. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu de invitație. Ne mai vedem. Sau oricând. Extra sau intramuros. Depinde cum doreți. Dar să spui din timp. Cu drag. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc.